tare întrebări cât pentru o mie și una de nopți. Alibaba și cei 40 de hoți nu se compară cu ai lui 100 de români. Poftiți-l în platou pe Cabral! Bună ziua și bine v-am găsit la Ce spun românii! Știați că jucătorii de tenis la Wimbledon n-au voie să bodogăne, să înjure, să vorbească urât în niciun fel de limbă. Și mi se pare foarte tare că arbitrii, înaintea meciurilor, primesc o listă cu posibile înjurături pe care ar putea să le prolifereze jucătorii, dar în limba jucătorilor. Că te duci tu dacă ești din Berceni și ți iese o minge pe dos, nu o să zici în limba lor, o să zici ca la noi, firar, Doamne ferește ce era să scapă așa. E, arbitrii primesc toate, mă rog, din limba română e foarte greu să le primești pe toate. Dar să spunem alea importante, cuvintele cheie cum ar fi. Și efectiv exersează înaintea meciurilor, domnii arbitri sau doamnele arbitri, pe lista respectivă. Eu m-am gândit să le facem o surpriză, să le trimitem o listă exhaustivă. Să aibă așa vreo 40-50 de pagini, cu 20-30 de poziții, să-și ia ei de acolo. Că vorba aia ne pricepe, din păcate. Da, nu suntem pe creație. Da. Eu aș propune să jucăm, ca să nu ne mai lungim. Ce exemple... Da, cu cine jucăm? De-aia era liniștea asta? Deci, voi deja erați, deci, în primul rând, iese mingea în aut. Apoi, nu se poate să vorbim așa ceva în emisiune. Doamnelor și domnilor, în aplauzele voastre, familia Mega! Din Vrancea sunt ei conduși în luptă de Ionuț. Salut, Ionuț! Salut! Ionuț este un militar meticulos, pasionat de artizanat. Când nu-l găsești la volanul mașinii sale, este sigur în bucătărie, unde gătește ca un premiant, iar când face friptură, îi se strâng vecinii la ușă. Așa, domnule? Întrebați-i, păi? Eu zic sincer că dacă spui treaba asta și nu e adevărat, tu te duci acasă, se difuzează emisiunea și păi chiar că-ți vin vecini la ușă. Ție, mă, rușine, ne faci de rușine la televizor că veni ca fomiști la ușă, auzi? E sigur de treaba asta? Întrebați-i, păi? Nu, deci se strâng vecinii la ușă, da? Întrebați-i și pe vecini. Da. Deci, fiți, dacă ești vecinul lui Ionuț și nu e adevărat ce zice, te rog eu frumos să ne scrii pe adresa redacției. Auzi, se strâng vecinii la ușă. Îi și văd cu tigăi, cu oale, cu farfurii, cu cuțite. Dă-ne de mâncare! Cu cine a venit Ionuț? Cu frumoasa mea soție Liliana. Bună, Liliana. Fina mea Andreea. Bună, Andreea. Bună. Soacra mea Neluța. Și nu zici tu ceva de soacră, așa doar atât pe sec, așa pe rece. Pune și tu acolo. Frumoasa mamă soacră Neluța. Sărăuna. Și simpaticul tata socru Stănică. Salutare, Stănică. Liliana este taximetristă, cel mai bine se simte la volan și visează să se plimbe în lung și în lat prin America de Nord alături de familie. Împreună cu cei doi copii prepară în fiecare duminică eclere cremoase și pufoase. Fripturi, eclere, stai că ajung acum la Andreea, văd ce se întâmplă. Andreea are 20 de ani, este căsătorită și face niște sărmăluțe de-a dreptul împărătești. Nu putem, domnule, să începem emisiunea așa. Friptare, eclere, sărmăi. Stai că la mama soacră cred că e nenorocire. Andreea este ambițioasă, curajoasă, rapidă și v-am zis că face niște sărmăluțe de-a dreptul împărătești. Meluța este infirmieră la Spitalul Județean, mama trei fete superbe și o bunică ce își răsfață nepoții cu orice ocazie. Își dorește să sară cu parașuta, urăște să conducă în timp ce soțul este în dreapta și racii. Fiecare cu problemele lui. Nu ai să comentezi. Stănică este șofer profesionist, un bunic exemplar și un grătaragiu pe cinste. Duminica nu lipsește de la slujbă și când vrea să se relaxeze, face o plimbare sau joacă live Ce spun românii. Ce tare! Bine ați venit la noi! Ne distrăm? Da. Sper. Așa trebuie, nu? Baftă! 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 Okay. Baftă! Mulțumim. Baftă! Mulțumim. Baftă! De cealaltă parte, familia Ursu! Aurelian este capitan. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit. Cea de-a treia ediție? Exact. Bun, paftă, să ne spui și nouă cu cine ai venit. Am venit cu minunata mea soție, Mihaela. Bună, Mihaela. Vărul meu, Valentin. A, gata, atât. Minunat să te-am la Mihaela, restul... Salut, Vali. Salutare. Cumnata mea, Ana. Bună, Ana. Bună seara. Și finul meu, Cristi. S-a uitat un pic. Finul meu, Cristi. Și ce avem de făcut, ne distrăm. Baftă. Mulțumim. Baftă. Baftă. Mulțumim. Baftă. Să fie. Jucăm runda întâi, capitan, în față. Să vedem câte variante avem. Am întrebat 100 de români. Ce cumperi de la un târg de Crăciun? Brad. Avem brad. Carne. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mi-a răspuns Aurelia, nici nu îi voia să credă. Ce-a zis gura asta? Carne, a zis? Ce cumpere de la un târg de Crăciun? Globulețe. Bun. Bravo. Ce cumperi de la un târg de Crăciun? Steluța. Steluța. De la brad. De la, da. Mă nu că nu e de ninja. Ce cumperi de la un târg de Crăciun? Instalație. Instalație. De asta, hidrofor, țevi... Nu, de brad. A, de brad. Foarte bine. Ce cumperi de la un târg de Crăciun? Un vârf de brad. Vârf de brad. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Ionuț, ce cumperi de la un târg de Crăciun? Ghirlande. Nu zice rău. Nu e acolo. Vă ascult. Jucării. Am înțeles. Turtă dulce. Am înțeles. Turtă dulce. Am înțeles. Turtă dulce. Am înțeles. Mi-e și frică să te întreb, jur. Ce cumperi de la un târg de Crăciun? Turtă dulce, nu? Merg pe mâna echipe. Hai că a fost ok. Mi-era că ia brânză, ouă, de-astea. Legume, că nu știi de ce se aștept de la el. Câștigă această rundă familia Ursu. Nu, dar eu deja vedeam, știi cum sunt tonetele alea drăguțe, cu luminițe deasupra, cu ghirlande, cu oamenii la coadă, la vin, fier, la alea, alea. Și apără Aurelian. Carne, carne de unde? Aș vrea o spată! O spată aș vrea! Nu, că nu, chiar nu mănânc carne. A, nu mănânci carne? Aici este ceva. Zi! Vin fiert, cozonac, da? Cozonac, curtăș. Cozonac, vin fiert. Dom'le, știi ce am pățit? Am luat niște papanași, cum ar fi, mă rog, gogoși, da, cum, na. Papanași care mi s-au învechit pe acolo, pe în casă. Asta vreo, nu știu, 3-4 zile s-au uscat așa, s-au obosit. Și știi ce am făcut? I-am însiropat cu vișinat. Știi, am însiropat așa cu... Ce zici, Gigi, cum sună? I-am însiropat așa cu vișinat, pac, 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 pac. Ce ai, cuptor cu microunde? Nu, i-am băgat la cuptor, cuptor. Am băgat puțin la cuptor așa, pa, 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 pa. Băi, știi ce bun s-au făcut? Incredibil. Nu mi-am aminte foarte bine filmul. Da, așa e foarte bun. Jucării? Acadele, ciubuc. Bomboane, acadele, betel. Acadele, ciubucul, ciubucul de la. Așa, am altceva? Cârnați cu varză murată. Ți-e fomică, Silviu. Da. Ciocolată. Ciocolată. Da, da, ar putea fi. Ceai. Și?
Ar putea fi ceai. Bomboane din pom. Sau porumb fiert. Mărcop, da. Cozonakis. Bun. 47 de puncte rapid, runda a doua, o jucăm cu... Liliana și Micaela. Hai! Să vedem câte variante avem. Am întrebat 100 de bărbați. Ce spune busul despre vreme și e valabil și pentru soția ta? Că e urâtă. Vremea, nu soția. Hey! Este friguroasă. Nu mai râde. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Mihaela. Ce spune busul despre vreme și e valabil și pentru soția ta? Furtună. Furtună. Da. Foarte mișto. Ce spune busul despre vreme și e valabil și pentru soția ta? E frumoasă. E frumoasă. Iată, în sfârșit. Nu? Da. Asta zic. Favorit? Da. Ce spune busul despre vreme și e valabil și pentru soția ta? Plouă. Să știi că te înțeleg 100%, Stănică. Da, și a zis-o și puțin cu frică și puțin dezamăgit. E exact acolo. Plouă. Ce să... Eu știu că tu ai dreptate câteodată. Nu te... Ionuț, ce spune busul despre vreme și e valabil și pentru soția ta? E caldă. Ok. Ce vreau să zic? E lângă el? Ce vreți? Foarte bine! Ce spune busul despre vreme? Și e valabil și pentru soția ta? E liniștită. E liniștită. O vreme liniștită. Avem? Aveți dreptul să vă sfătuiți. Minunată. Stai mă, cam și o să te întreb ceva, să-mi fac și eu banii, mă dau ăștia afară, dacă tot dați răspunsul așa fără să mă întrebi, nu mai avem nevoie de ăsta. Arate la cap, lasă-mă, că-ți duci de capul meu. Ce spune busul despre vreme și e valabil și pentru soția ta? Că este minunată. E minunată. Eu nu l-am auzit pe busul până acum să zică, o, ce vreme minunată. Dar o fi? Vă ascult? Senină. 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 Trei variante. Ce spune busul despre vreme și e valabil și pentru soția ta? Senină. Nu pot să... Nu senile, nu? Nu. Nu senile. Este frumoasă, însorită, avem acolo deja. Nu știu ce să zic. Câștigă această rundă familia Mega. Vă ascult. E schimbătoare. Zi, Silviu. Cuvânturi puternice. Avem acolo o furtunoasă. Mohorâtă. Da. Polei? Nu e. Stănic a fost cel mai bun. Plouă. Da. Este cu soare orbitor. A înghițit lanterna. Cum zici? Cum o zici soției?
Ești orbitoare? Da, mi-ai băgat ești ochi. Nu merge. Ce spui tu, Gigi? E rea? Ne bate, așa e. Avem rea? Da. 54-47. Am muncit degeaba până acum, că e aproape egalitate. Uite-te și tu. Pauză scurtă, revenim cu runda 3. Am revenit cu runda A. 3. Jucăm cu familia. Media și unicul. Iar această rundă cu? Andreea și Vali. Mulțumesc. Să vedem câte variante. 8 sunt. Am întrebat 100 de români. Ești un părinte grijuliu. Ce carieră ți se pare prea periculoasă pentru fiul tău? Polițist. Avem? Militar. Militar. Avem. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc. Ana, ești un părinte grijuliu. Ce carieră ți se pare prea periculoasă pentru fiul tău? Sportiv. Mai specific. Box. Ok. Bun. Cristi, ești un părinte grijuliu. Ce carieră ți se pare prea periculoasă pentru fiul tău? Bodyguard. Ok. Nu e acolo în listă. Aurelian, ești un părinte grijuliu. Ce carieră ți se pare prea periculoasă pentru fiul tău? Șofer. Avem? Ești un părinte grijuliu. Ce carieră ți se pare prea periculoasă pentru fiul tău? Pompier. Cu toate că este o meserie nobilă. Este o meserie foarte frumoasă, dar așa e, cu risc. Favorit? Bravo! Ești un părinte grijuliu. Ce carieră ți se pare prea periculoasă pentru fiul tău? Scafandru. Scafandru, domne. E periculos. Mai ales scufundătorii profesioniști. O fi? Aveți dreptul să vă sfătuiți. Ana, ești un părinte grijuliu. Ce carieră ți se pare prea periculoasă pentru fiul tău? Aviator. Aviator? De ce râzi? E bine, nu? E bine? Foarte bine, bravo! Ești un părinte grijuliu, Cristi. Ce carieră ți se pare prea periculoasă pentru fiul tău? Marinar. Marinar? Ar putea fi, da. Nu e acolo. Hai să vedem. Parașutist. 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 Două variante, șasele și șaptele, nu foarte populare, dar prezente cu 82 de puncte oricare dintre ele, Ionuț. Ești un părinte grijuliu. Ce carieră ți se pare prea periculoasă pentru fiul tău? Parașutist. 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 Câștigă această rundă familia Ursu. Cosmonaut. Transport valori. Miner. Alpinist. Miner. Sună bine. Alpinist. Și ați mai zis voi? Salvamar. Miner. Miner. Sau miner, da. Miner, da. Miner. Runda A. Puncte. Punctele sunt
Și desigur jucăm cu... Meluța și Ana! Hai! Să vedem câte variante de răspuns avem la această întrebare. 8. Am întrebat 100 de români. Ce făcea mama lui Ștefan cel Mare de mână, iar o mamă modernă face cu ajutorul unei mașini? Plovere. Ce? Plovere, trepădare. Plovere, da. Gătea. Mai specific. Făcea mâncare. Ce... Păi am înțeles asta. Mai specific. Ce mâncare făcea? Bucătăreasă. Nu știu ce să zic. Stănică? Cristi? Spăla. Spăla rufe. Jucăm, pasăm? Jucăm. Ce jucăm, jucăm, Ana? Jucăm. Ce jucăm? Jucăm. Mulțumesc. Ce făcea mama lui Ștefan cel Mare de mână, iar o mamă modernă face cu ajutorul unei mașini? Cosea. Cosea. Cred că zici bine, să știi. Bravo. Mihaela, ce făcea mama lui Ștefan cel Mare de mână, iar o mamă modernă face cu ajutorul unei mașini? Frământa. Frământa. Mm-hmm. Foarte bine. Vali, ce făcea mama lui Ștefan cel Mare de mână, iar o mamă modernă face cu ajutorul unei mașini? Călca. Călca. Se pare că Ștefan merge mai mototolit așa. Ce făcea mama lui Ștefan cel Mare de mână, iar o mamă modernă face cu ajutorul unei mașini? Dădea cu aspiratorul. Înainte să dădea cu motora. Așa. Specific. Bun. Și-a revenit. Cristi, ce făcea mama lui Ștefan cel Mare de mână, iar o mamă modernă face cu ajutorul unei mașini? Spăla vase. Ar putea fi? Aveți dreptul să vă sfătuiți. Aurelian, nu mai e loc de întors. Sunt 138 de puncte. Nici eu am răspuns, nu știu ce faci. Nu răspuns. Ce făcea mama lui Ștefan cel Mare de mână, iar o mamă modernă face cu ajutorul unei mașini? Croșeta. Croșeta. Am înțeles. Vă ascult? Toca carne. Toca. Toca carne. Toca. Toca? Toca. Da, toca carne. Toca. Patru variante. Ce făcea mama lui Ștefan cel Mare de mână, iar o mamă modernă face cu ajutorul unei mașini? Toca carne. Că de aici vine și melodia. Dance. Toca dance. Toca dance. Câștigă această rundă familia Mega. Vă ascult. Spune tu, domnul, că nu bate până acolo. Da. Cam a venit dânsul mai târziu și n-a apucat. Chiar dacă a avut un telefon și a sunat. Curăța săbile. Zdrobea strugurii. Asta au spus românii, ce vrei? Uite, doi s-au gândit la cafea, deci ce așa e, înainte o fierbea, acum o face la aparat. Da, râșniță. Mama lui Ștefan cel Mare. Mama lui Ștefan. Dădea boabele la moare. Ce? Dădea boabele la moare. De unde e și cafeaua de voronețcă, să știi aia, de ieșea ușor albăstroi, așa. Aia cu... Asta e, bravo. Deci? Acum e la mașină, așa e, cu flexul, corect. Ascuțea săbile. N-ai cum. Da.
Altceva. Tăiței de casă, păi nu, Silviu, ce nu, el nu face tăiței de casă, el face adevărate capodopere culinare. Scoate apa cu găleata. Iată, scria. 1-9, 2-1, 2-9, intrăm în runda a 5-a, jucăm cu Cristi și cu Stănică. Să vedem câte variante. Șapte sunt. Am întrebat 100 de români. Cu ce ocazie flutur un steag? Ziua națională. Ziua națională. Foarte bine. Bravo, favorit. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc. Cu ce ocazie flutur un steag? Pe stadion, la meci. Corect. Bravo. Cu ce ocazie flutur un steag? Când se comemorează ceva. Vali, cu ce ocazie flutur un steag? Cu ce ocazie flutur un steag? 3, 2, hai, hai, hai. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Ana, cu ce ocazie flutur un steag? La înmormântare. Al... Nu mă pricep aici, voi vă pricepeți. Nu știu. Nu este. Nu fluturi nimic? Nu fluturi. Nici dacă ai mușterii ceva, al ridici. După aia dai o masă. Am înțeles. Dar ar fi interesant așa să... La patrulă, da. Ok. La curse. Am înțeles? La curse. Am înțeles? La curse de mașini, când să... Nu cu stegulețul, când suflutură. Așa am văzut. 5 variante, 126 de puncte în joc. Ionuț, cu ce ocazie flutur un steag? De ziua armatei. Da. Avem? Câștigă această rundă familia Mega. Când te predai? La meeting. Când te predai? Așa e, apar cu steagul alb. Bine, spăl vasele, nu mai da. Oh. La concert. La concert. La război când te predai? Spălăm vasele. La olimpiadă. Ok. La o cursă auto. Bravo. La? La aeroport. La aeroport. Da. 318 la 129, 300 de puncte se pot face în această rundă a șasea. În continuare, amândouă familiile au șanse să câștige. Capitan în față. Cum am dat dramatism, ați observat? Mamă, hai să vedem. 8 sunt. Am întrebat 100 de români. Ce poți purta și este fals? Bijuterie. Bijuterie. Foarte bine. Ceas. Avem și ceas, bravo. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm, mulțumesc. Ce poți purta și este fals? Piele. Material. Piele. Ok. Ce poți purta și este fals? Dres. Ana, ce poți purta și este fals? Curea. Curea. Nu,
aveți dreptul să vă sfătuiți. Cristi, ce poți purta și este fals? Pereche de pantofi sport. Unghii false. Unghii. Gene. Gene. Unghii. Unghii. Gene. Gene. 5 variante, 126 de puncte. Ce poți purta și este fals? Unghii. 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 Avem unghii? Câștigă acest joc familia Mega. Ai văzut, fată? Lasă-mă, fată. N-ai văzut ce unghii falsi avea? Și dresul era fals pe ea. Perucă, da. Gene, da? Gene. Ce? Geantă. Geantă? E o geantă falsă? Da. Da. Gene. Gene. Dar cum adică e geantă falsă? Imitație. Păi am zis eu piele și păi am la acolo. Piele s-a dat haine și pantofi. Geantă accesori. Doamna, voi nu vă dați seama în general ce amprentă lasă cartierul în care crești asupra omului. Adică gândiți-vă că noi toți ne batem capul să găsim ceva ce poți purta și este fals. Am încercat inclusiv cu dresul lui Vali să-l punem acolo, nu e. Dar atunci când a putut să dea, să aibă o încercare, să arunce și el un răspuns, colegul nostru de la capătul lui 14, Pântaile Monan, n-a putut să se gândească la altceva decât la acte false. Că dacă el cu asta a crescut... Ce? Mai bani falși. Asta zic. Asta zic. Blană. 444 de puncte în joc. Care se transformă în bani și merg către voi. Încă 2500 de lei, dacă reușiți, și rundă fulger. Andreea, deci te uiți la mine cu... Să iei tu cu fața temătoare, să nu mă aleagă ăsta pe mine, că eu nu știu ce fac el. O să am nevoie să-mi spui Ionuț, doi voluntari, dar nu acum. Vă mulțumesc că ați venit și vă mulțumesc că ne-am distrat de minune cu voi. Sunteți foarte simpatici și toți cinci. Câteodată vă mai patinează ambreiajul, mai ales Aurelian și Vali, sunteți foarte... Dar mi-a plăcut foarte mult Mihaela de-a lungul concursului, era... Să nu coare cumva să mă lași cu răspunsul ăsta. Tu dai răspunsul, să nu dai X, că dacă dai X și sare peste mine, nu știu ce fac cu tine. Sper că v-ați distrat și voi, că noi ne-am distrat foarte super tare avându-vă aici și vă mulțumesc că ați venit. Mulțumesc! Toate bune! Să rămână! Toate bune, Valin! Toate bune, Ana! Toate bune, Cristi! Pauză scurtă, revenire pe jur cu rundă fulger! Și am revenit desigur cu rundă fulger. Avem premiul ediției pe masă. Cu cine joc? Cu mine și cu Andreea. Hai! respectiv 25 de secunde. Cu cine încep? Cu Andreea. Ne vedem mai încolo. Secundele încep să treacă din momentul în care termin de rostit prima întrebare. Dacă nu știu un răspuns, pas, trecem mai departe, ne întoarcem la final. Jucăm? Jucăm. Baftă. Mulțumesc. Am rugat 100 de români să completeze. Curierul Gică nu și-a luat mașină mică, dar își transportă coletele cu... Bicicleta. Ce aromă are o cafea de fițe? De căpșun. Ce animal nu vezi plimbându-se liber prin România? Urs. Ce obiect din casa ta scoți rar din priză? Televizorul. Ești un pictor faimos, cum te cheamă? Andreea. Salut, să rămână.
Vreți să vedem? Hei, hai! Curierul Gică nu și-a luat mașină mică, dar își transportă coletele cu bicicleta. Să vedem câte puncte. Foarte bine. Ce aromă are o cafea de fițe? Mi-ai zis? Căpșune. Căpșune. Câte căpșune? Multe. Ce animal nu vezi plimbându-se liber prin România? Și tu mi-ai spus? Da, urs. Urs. Îl vedem de la deal și până la munte. Ce obiect din casa ta scoți rar din priză? Televizorul. Televizorul. Nu zici rău. Cel puțin eu. Mă gândim la frigider. Da, da. Era bun, da? Da. Hai să vedem. Foarte bun răspunsul, bravo. Sigur mai bun decât frigiderul meu. Ești un pictor faimos, cum te cheamă? Hei, hei, hei. Da, Andrei, am spus, da? Așa e când ai emoții. Cine știe, poate vorbești de viitor, da, nu ți-ai dat seama. Da, da. Doamne ajută, da. Rămâne 80 minute. Dar poate reușim. Mulțumesc. Să recuperăm în a doua manșă. Mulțumesc, da. Și eu. Mulțumesc. Bine ai revenit, Ionuț. Bine te-am regăsit. 25 de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Secunde cer curt din momentul în care termin de rostit eu prima întrebare. Nu știu un răspuns, îmi spui pas. Eu trec mai departe și ne întoarcem la final dacă mai avem timp. Dacă îmi dai un răspuns, aude sunetul ăsta. Înseamnă că Andreea mi-a dat deja acel răspuns și ar fi bine să-mi dai repede un altul la aceeași întrebare. Jucăm? Da. Baftă. Mersi. Am rugat 100 de români să completeze. Curierul Gică nu și-a luat mașină mică, dar își transportă coletele cu... scuterul. Ce aromă are o cafea de fițe? Pas. Ce animal nu vezi plimbându-se liber prin România? Leu. Ce obiect din casa ta scoți rar din priză? Televizor. Altceva? Pas. Ești un pictor faimos, cum te cheamă? Picasso. Ce aromă are o cafea de fițe? Vanilie. Ce obiect din casa ta scoți rar din priză? Încărcătură, un telefon. Bun. Vrei să vedem? Da. Hai să vedem. Curierul Gică nu și-a luat mașină mică, dar își transportă coletele cu... scuterul. Scuterul. Hai să vedem. Avem aici favorit bicicletă. Apoi avem scuterul, trotineta, duba, motocicleta, transportă în comun, tirul. Scuterul este al doilea. Aici ați luat maxim posibil. Hai să vedem câte puncte sunt. 28. Am ajuns la 1-1-2. Ce aromă are o cafea de fițe, mi-ai spus? Vanilie. Vanilie. Oare? Avem, avem. Favorit, caramel. Apoi scorțișoară, rom, vanilie, whisky, cocos, mentă, ciocolată. Ce animal nu vezi plimbându-se liber prin România? Și tu mi-ai spus? Leu. Leu. Șapte puncte, speram la mai mult aici. Favorit este cangurul. Nu mă întreba cum au ajuns ai noștri la cangur, că nu îmi dau seama. Apoi avem leu, elefant, tigru, urs polar. Aha, de aici cele 10 puncte. Urs polar, girafă, cămilă, zebră. Ce obiect din casa ta scoți rar din priză? Tu mi-ai spus? Încărcătorul de la telefon. E acolo. Noroc aici.
Eu m-am gândit la frigider. Andrei a zis televizor și e favorit televizorul. Apoi avem frigider, încărcător de telefon, calculator, aragaz, mașină de spălat, router. 153 de puncte. 47 ne lipsesc. Ești un pictor faimos. Cum te cheamă? Tu mi-ai spus? Picasso. E favorit. 54. Îl avem pe Pablo Picasso favorit, apoi Leonardo da Vinci, Van Gogh, Nicolae Grigorescu, Lucian, Tonița, Michelangelo, Dali. Picasso. Sunt cam mulți ca să fie atât de mare Picasso la punctaj. ...185. Oricum, foarte bine jucat, Ionuț. Bravo! Haideți cu toții! Haideți cu toții, familia Mega! Un joc bun astăzi, mergem cu voi în cel de-al doilea... Al doilea, nu? De-al doilea joc acum, da, bravo! Hai! Haideți și voi cu încredere, oameni buni! Frână! Pentru ziua de azi, atât am avut, atât v-am dat. Sper că v-ați simțit bine alături de noi. Am aflat iar lucruri noi despre noi. Dacă vreți să veniți să jucați, luați-vă familiile, dați-ne un mail înainte de sigur la casting@ro.tv.ro. Și veniți să jucați alături de noi. E simplu și te cam distrezi. Toate bune!